Aha! Fraților, bine v-am găsit la un nou unboxing. Astăzi nu știu ce am primit. De fapt, cred că știu. Cred că știu. Gata. Mi-am adus aminte. Bine, voi ați văzut deja în titlu, dar mă rog, haideți să vedem așa frumos. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like în descriere, pentru că n-am mai făcut un unboxing cu bombe de ăștia de mult. Și vă plăceau bombele, așa că dați like, că și asta e o bombă mare. Drecu, scoși, bă, nici cu cuțitul nu-l tai. Dacă nici cu carambitul nu-l tai, eu atunci cu ce? Vedem momentul adevărului. Ce miros, ce splendoare. Și este fix ce mă așteptam. Un super microfon de la cei de la Trust. Încă sunt bolnav. Le mulțumesc foarte mult, fraților. Haideți să-l dăm afară pe frumos de aici. Și ăsta este microfonul, fraților. După cum știți, eu am un snowball care l-am de când m-am apucat de YouTube, aproape, bine, după câteva luni după ce m-am apucat de YouTube, mi l-am cumpărat. Aici este microfonul meu care este acum. Ce este drept, bă, îmi fac treaba cu el, dar deja nu mai îmi place. Așa că avem nevoie de ceva mai profesional, mai ca lumea. Chiar abia aștept să-l desfacem. Ca să vă spun ce m-au dat pe mine, o să vă arăt imediat să-l desfac. Ce m-a impresionat foarte, foarte tare este cutia asta. Deci este superbă, vă jur, îmi place așa al dracului de mult, pentru că pare așa de profesional. Vine într-o cutie de asta de... aici avem plastic. Aici nu știu ce este, un metal sau imitație de metal, oricum. Arată într-un mare fel cutia asta, mă jur. O desface așa ușor, frumos. Uitați-vă și voi, deci este genială. Deci numai pentru cutia asta eu mi-aș cumpăra acest microfon, mă jur. Și wow, aici avem microfon, uitați, aici este de aia. Uite aici un carton. Pop filter inside. Sub este pop filterul. Jos, de fapt. Aici este microfonul, uite, stați așa, să întorc asta, să avem o lumină mai bună. Aici avem microfonul, aici avem aia de stabilizare, dacă nu mă înșel. Un pop filter care cred că o să-l folosesc, pentru că sunt sătul de acest vechi pop filter. Și cablul USB împreună cu acel braț, să zic așa, acest braț, acel suport. Haideți să luăm și asta, să o punem deoparte și să vedem și pop filterul, pentru că aici avem niște cărticele cu niște manuale de utilizare. Aici avem pop filterul care, ia asta, să-l compar numai puțin. Comparându-l cu al meu, aici avem pop filterul meu, uitați-l. Aici avem pop filterul de la celor de la Trust. Ia să vedem. Aș vrea numai să le compar. După cum vedeți, acesta al meu este mai mare. Pentru mine asta este un minus. Mai mare nu-mi place. Calitativ, dacă punem mâna pe pânza asta, asta este mai elastică. Asta nu, asta, dacă vedeți, se duce degetul mai mult. Bine, eu o fac așa cu muia. Asta văd că nu. Și calitativ. Acum nu știu, depinde de preferință. Eu aș prefera acesta mai mic, doar pentru că este mai mic. O să-l punem deoparte și pe ăsta, și pe ăsta o să-l punem aici. Pentru că mai avem încă ceva în acest microfon. Avem... wow, ce suport greu. Vai de mine. Fraților, aici avem un suport. Deci asta este suportul de jos, pe care intră brațul acela. Este foarte greu. Deci este foarte greu. Are undeva la, dacă nu mă înșel, cred că un kilogram sau peste un kilogram. Deci are peste un kilogram, este din fier. Acesta este fier. Dar oricum este foarte, foarte greu. Ia să-l punem noi deoparte, pentru că aș vrea totuși să încerc altceva. Eu sunt fan, eu aș vrea să-l pun pe braț. Să-l pun înapoi pe la aici. N-aș vrea să folosesc pop filter, pentru că, sincer, nu prea mai îmi place acest tip de pop filter care l-am. Și aș vrea să încerc ceva nou, dacă tot l-am pe acesta al șmecher. Haideți să desfacem și microfonul, să vedem în sine toate componentele. Aici avem acela de stabilizare care, din câte știu eu, să nu ia șocuri. Această baghetă magică, hocus pocus preparatus.
și microfonul în sine bine. Aici avem ăsta și microfonul în sine. Ia să-l luăm, să-l punem aici. În primul rând, după cutie, îți poți da seama, după acea cutie îți poți da seama că microfonul acesta este mai bun. Aici avem microfonul frumos, uitați-vă și voi, are un design frumos, un design de zici că e un dildou, dar oricum, ce e cert, că nu cred că intră în fund, pentru care aceste colțuri aici care te-ar putea jena, dar totuși, e șmecher, sigur domne. Așa este și acest, de fapt nu știu dacă se numește chiar pop filter, dar cred că asta este care intră pe cap, este ca un fel de fes pentru el. Să-mi bat piciorul, când văd microfoane cu așa ceva, îmi vine în cap un de la englez care stă și păzește palatul, Buckingham, știți? Un gardian de la. Ia uitați, i-am pus fesul pe cap sau un negru de la care cântă. Solo! Fraților, așa arată, uitați-vă. Bine, acum eu nu o să filmez că el așa în mână pentru că n-aș avea cum să mă joc, dar îmi place așa ideea să mă plimb cu un microfon în mână. Eu sunt făcut, cred că, să fiu MC, să-mi bat pula, deci îmi place enorm să vorbesc așa la microfon. O să încerc să-l demontez pe ăsta, bine, eu o să înțeleg oare și că na, că mi-e cald. O să încerc să-l demontez pe ăsta și eu o să-l pun pe ăsta. Să vedem ce iese, urați-mi noroc. Cam așa arată el montat, am pierdut lupta cu brațul, n-am putut să-l pun pe braț, nu pot. Cred că îi trebuie un braț special pentru el, nu pot să dau seama, o să caut acum pe internet și probabil o să comand unul pentru că eu chiar nu pot, adică nu că nu pot, dar nu-mi place să filmez fără braț. Uitați-vă și voi, eu de la braț să stau așa să filmez, mi-e cam incomod, da, o să văd eu ce o să fac, da, și pernița mea acolo pe care pun eu mereu picioarele. Haideți să pornim calculatorul și să vedem cum se aude. Fraților, cam acesta este, bă, chiar îmi place și... Spre subiderea mea, este foarte, foarte comod. Adică nu mi se pare foarte incomod să filmez așa, mă jur, uitați. Stau normal și cred că se aude bine. Acum nu e ca și cum aș apropia așa de el, dar totuși, dacă stau normal, uitați, în poziția asta, stau normal să mă joc să ăștia, nu am nicio problemă. Adică chiar mi se pare că e foarte comod față de ăla, față de braț, jur. Bine, ce este drept, pierd foarte mult spațiu aici pe birou din cauza asta, dar n-ai ce să faci. Băi, o vorbă din bătân, n-ai cum să fii nici cu pula în cur, nici cu sufletul rai. Mă rog. Încă mai s-a lucit. Ideea este că este foarte mișto, deci uitați aici microfonul așa să ridică mâna să vede și voi. Aici este cu fesul lui în cap, chiar am un fes în cap. Ce este drept? Uitați, dacă îl dau cu un centimetru mai așa, cade spre mine. Pentru că l-am tras cât de mult am făcut spre mine. Dacă îl dau cu un centimetru mai așa, n-are nicio treabă. Stă foarte bine. Dar eu pot spune că este foarte comod, stai așa, eu sper că mă aud bine, adică după cum văd că înregistrează aici microfonul, chiar mă aud foarte tare. Acum dacă mă dau așa, a? De snowball-ul, unde e snowball-ul, că l-am pe aici. Snowball-ul, da, este ce și snowball, stați așa să îl vedeți, îl știți și voi snowball-ul. Nu este un microfon rău, m-a slujit bine, dar deja nu mai îmi plăcea. Era prea de tot, așa că nu știu ce să fac cu el. L-aș vinde, nu l-aș vinde. Eu am dat pe 100 ceva de euro. Acum, nu știu, dacă mi-au 50 pe el. Bine, ce drept la câte căzături am mâncat și la... Uitați, aici are asta de la Blue ruptă în două pentru mi-a căzut. Dar n-are nicio treabă, deci... Puteți vedea că ultimele episoade le-am cu el filmate. De astăzi o să filmez cu acest microfon. Sper că v-a plăcut acest unboxing. Vreau să le mulțumesc celor de la Trust pentru... această minunăție de microfon, pentru că și-a făcut milă de mine și mi-au trimis o bunăciune de microfon. Pe cuvântul meu, face toți banii. Dar nu știu ce face căcătul ăsta, dice. Îl strânge? Mă rog, eu acum o să mai bag mâine prin el, să văd ce îi poate minte, adică nu știu, așa sunt eu, până nu-l strig nu mă las. Aș aprecia enorm dacă ați apăsat și voi butonul de like și nu uitați că o să găsiți un link în descriere de unde vă puteți achiziona și voi un astfel de microfon dacă vă doriți. Și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa, de la linia erotică 075, n-am servici, apelează acum, nu te las neterminat.